Răsturnare de situație în cazul lui Culiță-Sterp. Manelistul se afla și sub influența drogurilor în noaptea accidentului. Cazul lui Culiță-Sterp s-a complicat. Celebrul cântăreț este cercetat în prezent pentru conducere sub influența drogurilor, pe lângă conducerea sub influența alcoolului, trecerea pe roșu și fuga de la locul accidentului anchetatorii au confirmat faptul că se afla și sub influența drogurilor în momentul în care a produs accidentul din Cluj-Napoca. După accidentul în care a fost implicat, artistul a fost verificat, iar pe moment oamenii legii au stabilit că manelistul cu liță sterp se afla sub influența alcoolului. Astăzi, anchetatorii au primit raportul toxicologic care ar fi arătat că manelistul se afla și sub influența drogurilor. Potrivit informațiilor apărute, analizele de sânge nu ar fi indicat prezența substanțelor interzise, însă rezultate pozitive la marijuana ar fi ieșit în urină ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, biroul rutier, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani. Din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Se arată în comunicatul oficial. Pe lângă controlul judiciar și obligațiile impuse de procuror, Culiță Sterp a primit o amendă în valoare de aproape 2.500 lei și a rămas și fără permis de conducere pentru 30 de zile.